Bună dimineața! Haideți să vedem cine s-au conectat sau cine se conectează din, din prietenii care ne urmăresc și care sunt interesați de ce face pace. O să așteptăm câteva clipe ca să se conecteze mai multă lume. Ca mesajul nostru să fie auzit, Ce faceți la ora asta? Bună dimineața! Tot mai multă lume se conectează. Bună dimineața! Salut! Ion, salut! Pavel, salut! Doamna Valentina, salut! Mihai, salut! Ce faceți? Cum sunteți? Sunteți gata pentru o noutate

Când vii la noi, Valeriu, tot te așteptăm. La muncă, spune Ion. Bună dimineața! Prea cu cernice, părinti, bună dimineața! Ne bucurăm că vă uitați și dumneavoastră la noi. Asta înseamnă că facem lucruri frumoase. Doamna Rodica, bună dimineața! Ana Margareta, da! Ana Valentina se uităm! Toată lumea. Deci, prieteni, vreau să vă duc o noutate bună, chiar vă aș spune eu frumoasă. În ultimul timp în Republica Moldova avem toți actorii politici și marea majoritate din ei se axează doar pe învinuiri, bârfe, tot ce vrei, dar nimeni nu face ceva frumos, spună că da, eu sunt mândru de țara mea, eu sunt mândru de Republica Moldova. Eu sunt mândru de politicienii noștri care fac și lucruri frumoase și nu doar pentru noi aici în țară, dar și cei care sunt în diasporă. Se poate spune, nu că uite ăsta a o miliard, s-a făcut ceva, l-a bătut pe s-a făcut altceva. Se poate spune oamenii noștri cu încredere în diasporă că, uite, eu mă mândresc cu țara mea, că ea s-a remarcat nu doar pe plan național, dar și pe plan internațional. De deci aceea, noi, echipa Partidului Politic Pace, a, fiind ingenioși, așa cum noi, niștiți și foarte bine organizați, am făcut un lucru mare cu care sunt încrezător că fiecare cetățean a Republicii Moldova care se află în țară sau în diasporă va fi mândru de noi, de Partidul Politic Pace și de echipa de tineri, ingenioși. Noi am pregătit cea mai mare mască de protecție din lume. Masca Pace. Cea mai mare mască de protecție din lume a fost pregătită în Republica Moldova de una din colegile noastre, doamna Nadejda Tatarciuc. Cea mai mare mască din lume va fi plasată în centru capitalei pe piața mare a Dunării Naționale, sâmbătă, 1 mai, începând cu ora 11, și nu pur și simplu va fi plasată. Ea va fi plasată ca să fie admirată atât de chișinăuieni cât și de capitale. Cel mai important lucru pe care vreau să-l știți, că noi, făcând cea mai mare mască de protecție din lume, am depus dosarul la organizațiile internaționale, la Kinesburg, unde să înregistrăm acest record absolut, acest record mondial, unde Republica Moldova a făcut cea mai mare mască de protecție din lume. De ce am ales anume masca și de ce va fi masca Pace. Deoarece, cu părere de rău, anul 2020 anul 2021 ne-a marcat pe toți, și nu doar Republica Moldova, dar la nivel internațional, cu această pandemie groaznică care ne-a schimbat viața, care ne-a luat cei mai apropiați oameni de lângă noi, care ne-a schimbat obiceiurile și tot ce-am avut frumos, atât în comportamentul nostru, cât și în relaționarea între oameni. Și masca este simbolul protecției, nu doar Republica Moldova, dar și la nivel mondial. De Deci, repet pentru cei care s-au conectat, noi cei de la pace, fiind bine organizați și ingenioși, am confecționat cea mai mare mască de protecție din lume, din istoria omenirii, pe care o vom pune pe 1 mai, pe piața mare adunări naționale, unde vor veni experți vor face măsurările și fixările și toate materialele acestea vor fi transmise la organizațiile internaționale pentru fixarea unui record mondial absolut cu cea mai mare mască de protecție din lume. Aceste fiind spuse, cred că fiecare din cei care ne privesc apreciați această inițiativă frumoasă a noastră. Uh, și sunt încrezător că fiecare din voi o să spuneți cu mândrie că Republica Moldova a atins un record mondial prin echipa de oameni ingenioși de la pace. Nu uitați să distribuiți acest live, să-l vadă cât mai mulți oameni, cei din țară sau din diaspora, ca pe data de 1 mai să fie cu ochii pe noi, începând cu ora 11 și vor vedea și din uh, zborul păsării, dar și așa în live vor vedea cum se întinde cea mai mare mască de protecție din lume pe piața mare naționale din Chișinău. O să-l invit aici pe colegul meu, prim vicepreședintele Pace, domnul Denis Roșca, care are și el să vă spună câteva cuvinte foarte importante legătură de, cu acest eveniment important. Stimați prieteni, noi sâmbătă vom fi numărul 1 mondial. Deci, astfel de lucruri, de când nu s-au auzit de bine Republica Moldova? Cred că sunt peste 10 ani de când nu s-a vorbit ceva frumos. Deci, Republica Moldova ajunge numărul 1 mondial. Dumneavoastră puteți fi parte acestui proces. Veniți sâmbătă în piață. Ajutați-ne să, să întindem această mască. Să înțelegeți cât este mare. Este peste 1300 de metri pătrați. Ocupă o bună parte din piața mare Dunării națională. Dumneavoastră puteți fi parte a procesului. Deci tuturor veți povesti ce este Moldova. Pe lângă faptul că avem vinuri frumoase, că avem uh, o istorie bogată, vom fi numărul 1 mondial la capitolul recorduri. Despre noi va vorbi toată presa internațională, deoarece această informație o vom transmite la peste 6.000 de jurnaliști în toată lumea. Despre Republica Moldova se vor vorbi în sfârșit de bine. Vă veți mândri. Chiar dacă suntem uh, în coada listei la capitolul salvarea oamenilor sau managementul pandemiei. Însă, noi vom fi numărul 1 mondial. Toți vor ști de bine. Deci, faceți lucruri similare, mândriți-vă cu țara voastră, veniți, fiți parte a procesului. Noi vom e, desface, dumneavoastră ne puteți ajuta să facem acest lucru calitativ și să vă convingeți că aceste lucruri chiar are dimensiunea despre care vorbim. Vom invita experții Vom mediatiza, vă am dat toate posibilitățile ca să verifici și informația. Noi trebuie să ajungem în Cartea Recordurilor Guinness. Republica Moldova poate crea astfel de evenimente. Și dumneavoastră puteți inventa ceva similar. Fiți activi! Cel mai important lucru este, vreau să uh, vă informez că nu întâmplător, nu întâmplător și în genere, nu nimic întâmplător în lumea aceasta. Uh, uh, asambleia. îți rog? Uh -huh. Asamblea Națiunilor Unite, organizația uh, ONU, a declarat anul 2021 anul pace și anul încrederii. Uitați-vă că asta nu este o coincidență, asta este un lucru important. Noi suntem Partidul Pace. Am uh, realizat un record mondial, ca făcând cea mai mare mască de protecție din lume, care tot se va numi Masca Pace. În aceeași ordine de idei, ONU a declarat anul 2021 anul pace și anul încredere. Aveți încredere în pace. Noi suntem oamenii bine organizați, oamenii profesioniști, noi suntem cei cu care vă veți mândri când ne-ați delegat în Parlamentul Republicii Moldova. Fiți încrezători! Și vreau să spun pentru toată lumea, am făcut o postare mai înainte, înainte de a ieși în acest live, că am depus și declarația prealabilă la autoritatea publică locală cu privire la această acțiune. Deci suntem cu acte, în regulă, suntem cu cea mai mare mască din lume pregătiți și suntem gata să o afișăm pe piața mare naționale. Pentru cei care s-au conectat acum și întreabă ce se întâmplă, o să repet. În într-un scurt, spunem așa, în scurtă totalizare noi, Partidul Politic Pace, suntem un partid de oameni tineri, bine organizați și ingenioși. Luând în considerație că anul 2021 ONU l-a declarat anul pace și anul încrederii, noi am realizat cea mai mare mască de protecție din lume, care va fi pusă pe 1 mai pe piața mare adunări naționale, unde vor fi experții care vor măsura această mască și vom transmite documentele la organizațiile internaționale, la Kinesburg și vom înregistra acest record mondial absolut. O să remarc că această mască a fost realizată de colega noastră, secretarul general al Partidului Politic Pace, doamna Nadeja Tatarciuc, la atelierul ei. Este o femeie de afaceri care are o fabrică de confecții și a făcut și această mască minunată. Vreau ca fiecare din voi, dragi moldoveni, fiind în țară sau peste hotare, să fiți mândri de noi, de cei de la pace. Să fiți mândri de țara voastră. Să vorbiți cu încredere și cu satisfacție despre țara de unde veniți, că Republica Moldova are și lucruri frumoase cu care se poate lăuda. Și nu se poate lăuda cu acest lucru sau nu poate spune despre el niciun alt om din întreaga planetă, fiindcă nimeni n-a înregistrat acest record mondial decât noi. Fiți cu ochii pe noi, fiți alături de noi, fiți pe online pe 1 mai 2021, ora 11, când vom începe această transmisiune în direct din Piața Marea Dunării Naționale și vom arăta cea mai mare mască din lume care va introduce Republica Moldova în Carta Recordurilor Lumii. Vă salut cu respect, pace tuturor. Nu uitați să distribuiți acest live să vadă cât mai mulți compatrioți de-a noastră din țară sau de peste hotare. Lucrurile frumoase abia încep cu noi, cei de la pace. Vom face cele mai frumoase lucruri cu care veți fi mândri de țara noastră, veți fi mândri de poporul nostru și vom fi mândri de oamenii pe care îi avem în Parlamentul Republicii Moldova sau în instituțiile statului. Pentru că suntem profesioniști, pentru că suntem tineri, pentru că suntem bine organizați și pentru că niciodată n-am fost în politică, dar avem o dorință enormă, o capacitate mare de muncă, dar și responsabilitate pentru țară și pentru fiecare din voi. Pace tuturor! Pace. Să avem victorie! Veniți pentru 1 mai în centru! Vă salut!